Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Puterea pe care o are bunătatea. Partea a doua. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Oamenii cu adevărat mari înțeleg puterea pe care o are bunătatea. Odată când Abraham Lincoln lua cina la Casa Albă, unul dintre invitații săi și-a suflat în cafea, a turnat-o în farfurioară și a băut-o de acolo. După cum ne putem imagina, doamnele și domnii mai rafinați de alături au fost șocați și preț de o clipă sala s-a umplut de tăcere stânjenitoare. Atunci, Lincoln și-a luat cafeaua și a turnat-o în farfurioară și toată seara a băut-o de acolo. Și încă ceva. Toți ceilalți din sală i-au urmat de exemplu. Un mic act de bunătate a salvat stânjeneala incredibilă a invitaților de la Casa Albă. Acel gest simplu, dar plin de grijă, din partea unuia dintre cei mai mari președinți ai Americii, ne amintește cât de valoroasă, dar și cât de dificilă este puterea exemplului de bunătate. Poate că n-ați auzit niciodată de Stephen Grellet, un Quaker care a murit în 1855 și care ar fi rămas pentru totdeauna în anonimat dacă n-ar fi existat câteva rânduri celebre care îi sunt atribuite și care vor fi ținute minte mereu. Citez. Voi trece prin această lume doar o dată. Orice bine pe care îl pot face sau orice bunătate pe care o pot arăta oricărei ființe umane, acum doresc să le fac. Nu vreau să le amân sau să le neglijez, căci nu voi mai trece pe acest drum vreodată. Am încheiat citatul. Fiecare zi are un singur lucru în comun cu ziua de mâine. Ambele ne oferă ocazii de a da dovadă de bunătate. Iar când sunt ratate, astfel de ocazii lasă în urma lor regrete nedorite. Poetul C.R. Gibson a scris: noaptea nu pot să dorm dacă ziua am fost orb la nevoia unui om, dar niciodată n-am regrete din prea multă bunătate. Am încheiat citatul. Și nici tu nu vei avea, de vei fi bun.